PNL Ial Omița a depus la biroul electoral județean lista cu cei 10 candidați pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Deputatul Gheorghe Tinel susține că formațiunea politică a depus o listă omogenă, echilibrată, care respectă întocmai raportul de gen, iar toți candidații au experiența politică necesară pentru a atinge targetul PNL. Am depus liste de dosare de candidaturi pentru Camera Deputaților și pentru Senat. Colega mea deschide lista la Senat. Deputata Cristina Pocora, locul 2, Dragoș Soare, locul 3 este Gabi Răceanu, locul 4 este Gigi Manea, iar la Camera Deputaților, locul 1, subsemnatul, locul 2 este deputatul Aurelian Ionescu, locul 3 este Luminița Barcari, locul 4 este Mihaela Ujoc, este aici, Mihaela? Da. Iar supleanți sunt Constantine Sputania și Vasilescu Constantina. Ați văzut, v-am spus și la anunțarea listelor de candidați, Partidul Național Liberal depune liste extrem de omogenă, de echilibrată între genuri. 5 cu 5, ceea ce, după părerea mea, cred că vom fi singurul partid din județ cu astfel de listă. Depunem de altfel și o listă extrem de valoroasă, din punct de vedere politic. Foarte mulți, dacă nu chiar toți, au experiență politică, sunt validați în bătăliile politice care au trecut în Consiliul Local, Consiliile Județene. Mulți dintre candidați, dintre cei care sunt înscriși pe listă, sunt și actual consilieri județeni care au confirmat în bătălia la locale din vară. Sloganul, l-ați văzut, împreună decidem viitorul. Și eu cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l afle cei care ne urmăresc în momentul de față este că pe data de 11 decembrie trebuie să iasă la vot, pentru că altfel, fără ei, nu putem să facem nimic. Eu cred că Partidul Național Liberal în județul Ialomița a dovedit că este o formațiune politică foarte puternică. Cred că închidem un ciclu electoral cu rezultate foarte bune. Sperăm să reconfirmăm rezultatul bun de la locale. Spun bun, nu foarte bun. Puteam să obținem un rezultat și mai bun. Bun de la locale. Și sperăm să obținem numărul de mandate pe care noi ni l-am propus ca target în interiorul organizației județene. Lista la Senat este deschisă de Cristina Ancuța Pocora, deputat în Colegiul Fetei Săndărei. La depunerea candidaturilor, Cristina Pocora a afirmat că va promova politicile care susțin copiii și familia. Continui bătălia pe care am dus-o și în acești 4 ani, pentru familie, pentru copii, pentru ca oamenii să o ducă mai bine. Până la urmă, ceea ce facem noi în politică nu are nicio importanță dacă nu o facem cu gândul la oameni. Așa au fost toate proiectele pentru care m-am bătut, de la dublarea alocației până la indemnizația pentru creșterea copilului sau pensii. Voi continua să fac aceste demersuri și echipa pe care o vedeți, echipa PNL-ului, are aceleași priorități. Până la urmă, cu toții ne dorim să avem un viitor în această țară. Ne dorim să avem copiii lângă noi, să aibă locuri de muncă aici, ne dorim să-i creștem sănătoși, să avem spitale aici, în fiecare localitate, ne dorim să avem școli și școli unde să fie educați conform cu ceea ce cere piața muncii. Ne dorim să avem o viață normală, ne dorim să avem drumuri normale, ne dorim să fim într-adevăr tratați cu respect. Ori eu cred că împreună, dacă toți ne dorim același lucru, dacă toți gândim în același sens, împreună reușim să decidem acest viitor, reușim împreună să ne facem viitorul. Chiar vreau ca și eu și generația mea și generația prezentă, dar și generația care crește acum, să avem un trai decent, o viață bună în această țară. Și am credința că așa cum a început România pe acest drum, împreună cu președintele Klaus Iohannis, împreună cu acest guvern care din greu încearcă să rezolve și reușește să rezolve problemele pe acest drum, împreună cu o majoritate de dreapta, după alegerile parlamentare, vom reuși să redăm României speranța, exact cum PNL-ul a făcut-o și în istorie. Și atunci când vom aniversa centenarul României mari, să putem să spunem că da, iată, suntem o țară care arată altfel. Problema se pune dacă luăm al doilea deputat sau nu luăm al doilea deputat. Asta este bătălia politică pe care o duce Partidul Național Liberal în Ialomița. Intrat recent în PNL, în urma excluderii din ALDE, deputatul Aurelian Ionescu este de părere că prezența sa pe liste va fi substanțială pentru obținerea celor 2 mandate de deputat și unuia de senator de către PNL. Votul este pe listă de partid,
pe listă județeană, nu mai este pe colegii, dar chiar dacă domnul președinte Tinel Gheorghe spune că bătălia este pentru al doilea mandat de deputat, bătălia Partidului Național Liberal Ialomița, eu spun că aportul pe care eu îl voi aduce echipei liberale pe care am găsit-o și am găsit o echipă extrem de unită și bine structurată, aportul meu va fi substanțial, astfel încât Partidul Național Liberal Ialomița să împartă cele 6 fotolii de parlamentar cu Partidul Social Democrat, astfel încât să obținem 3 mandate.